vă supărați, mă scuzați, am și eu o întrebare pentru voi, că n-am văzut încă și poate n-am prins eu la câte informații și declarații au apărut zilele astea. Patriarhul Daniel a ieșit să spună că se dărâmă Catedrala Neamului, că praful și pulberea se vor alege de țara asta dacă pleacă din funcție premierul Victor Ponta? Nu? N-a ieșit? A, n-a ieșit încă. Păi haideți, domnule Daniel, ce faceți? Ați pus popii să ne spună să-l votăm pe Ponta și acum v-ați dat la fund? Sau mai rău, v-ați dat cu Neamțu? Nu se face, nu-i frumos, să știți. A ajuns Gabi Oprea, care e pe mână doar cu interesul național, să fie mai curajos decât dumneavoastră, care l-aveți în spate pe... Oricum vreau să vă mărturisesc că sunt foarte îngrijorat de soarta noastră. Practic de vineri încoace aflu că dacă pleacă Ponta, suntem gata. La un semn va dispărea toată bunăstarea noastră. Ne vor ieși banii din conturi, vom redeveni săraci lipiți. Ne spune și domnul Rus de la transporturi, da? Dat fiind faptul că 2015 este ultimul an în care absorbim fonduri de pe exercițiul financiar 2007-2013, dacă în acest moment acest guvern cade, indiferent din care motiv, pierderile economice vor fi enorme. Nu știu cine și le poate asuma. Unde te duci tu, Victore? Cui ne lași tu, Ponta? Aoleo, copilașii noștri, ce o să facă ei în țara asta fără tine, Victoraș? Pe bune, domnule Ioan Rus, atât de fraier ne credeți? Pe de altă parte, e bine că s-a iscat acum discuția asta. Ce s-ar întâmpla dacă ar pleca Ponta? Dacă e să ne luăm după ce spun ăștia care susțin guvernul, practic ne vom trezi că România nu mai există fără Ponta. E deja dată la amanet și nu mai avem cum să o scoatem. Închidem țara și ne cărăm. Că aș fi pentru o zi președinte, v-aș amaneta pe toți și nu m-ați prinde. Dacă aș fi pentru o zi președinte, v-aș amaneta pe toți și nu m-ați prinde. Hai de mine, acum i-a picat fisa. Hai că o să treacă nebunia asta. Obrasul gros al lui Ponta, întărit în bătăliile cu bunul simț pe vremea acuzațiilor de plagiat, va birui, nu am dubii. Dar vă dați seama cum va trebui să ne purtăm cu premierul nostru iubit de acum încolo? Știind că fără el nu există viață în România, dispare oxigenul, dispare viața din acest colț de rai. Victore, pe bune, s-o crezi tu că mai umbli cu golanii prin Dubai să spună ăia ceva în șampania scumpă? Nu. S-o crezi tu că mai ești la basket să te accidentezi? Nu, tăticu, n-ai voie nici să răcești, mă băiatule, gata. Păi ce vrei, să ne omori pe toți, Victore?